În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne-am adunat în această seară într-un moment special de bucurie pentru dieceza noastră, care se pregătește pentru hirotonirea noilor diaconi. Suntem împreună pentru a invoca harul și milostivirea lui Dumnezeu asupra noilor diaconi, dar în același timp pentru a implora darul unor numeroase și sfinte vocații la viața de totală dăruire lui Hristos. El, care în iubirea sa nesfârșită, va dărui bisericii noastre locale noi diaconi, să nu obosească să cheme și să aleagă și alți lucrători pentru secerișul său. Să implorăm harul Duhului Sfânt pentru ca să ne ajute să facem ordine în gândurile noastre și să ne eliberăm de grijile inutile, pentru ca astfel să avem pe buze cuvinte de viață care să obțină de la Tatăl Ceresc tot ceea ce comunitatea noastră are nevoie în acest moment, în special pentru noi slujitori ai altarului, care mâine vor primi Ordinul Diaconatului. Slavă să fie lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care ne-a chemat în biserică și ne îngăduie să înălțăm și astăzi rugăciunea noastră în fața Preasfântului Sacrament. Te adorăm, Doamne, și îți mulțumim că ai rămas cu noi atât de aproape, atât de vizibil în taina altarului.
Trupul nostru este acum îngenunchiat în fața prezenței tale. Fă ca împreună cu trupul nostru să îngenuncheze și mintea și inima noastră, recunoscându-te astfel pe tine ca Domn și Dumnezeu. Doamne, vrem să fim cu tine, trup și suflet acum. Să facem liniște în noi și în jurul nostru, ca să răsune în inima noastră vocea Domnului. Prezentându-i adorația, rugăciunea și cererile noastre, să ascultăm și ceea ce Domnul are să ne transmită în această seară, prin acest moment de adorație. Doar un minut de tăcere, Doamne, și câte gânduri s-au perindat prin mintea noastră. Ne-am gândit la noi și la cei dragi ai noștri, la cei sănătoși, dar și la cei bolnavi, la cei vii, dar și la cei morți, la prietenii, dar și la dușmanii noștri, la cei care sunt lângă noi, dar și la cei care sunt departe. Ne-am gândit, Doamne, la realizările noastre, dar și la problemele și neliniștile de zi cu zi. Dar mai ales gândurile noastre s-au îndreptat spre acești tineri care doresc să te urmeze pe calea preoției. Tu, Doamne, în providența ta, împlinind planul tău de iubire, i-ai chemat pe acești tineri să te urmeze, nu pentru meritele lor, dar din prea marea milostivirea ta. Tu vrei să-i chem la tine și să-i consacri diaconi pentru a servi la altarul tău și fraților cu aceeași iubire cu care tu ne iubești. Renuiește în ei harul Duhului tău ca să împlinească cu fidelitate misiunea slujirii pe care le-o încredințezi. Fă ca ei să fie exemplu de virtute, sinceri în iubire, atenți față de cei slabi și săraci, umili în slujire, drepți și curați cu inima. Viața lor să fie curată și castă și să fie pentru noi, cei care îi privim, o trimitere constantă spre Evanghelie, trezind astfel noi imitatori în poporul tău sfânt. Ajută-i să fie puternici în credință, generoși în iubire, pentru a deveni tot mai mult imaginea Fiului tău, care a venit nu pentru a fi slujit, dar pentru a sluji până la toată dăruire de sine. Să îi asiste Preasfânta Fecioară Maria cu mijlocirea ei maternă și să îi susțină cu exemplul lor sfinții diaconi aleși de apostol pentru slujirea în iubire. Această slujire să însemne pentru ei o mai mare apropiere de tine, pentru ca la momentul oportun să poată să fie configurați cu Fiul tău prin sacramentul preoției. Ascultă și împlinește, Doamne, aceste rugăciuni, nu pentru meritele noastre, ci pentru iubirea ce ne-o porți și ne-o arăți prin jertfa ta și prin prezența ta de pe altarele noastre.
Din Evanghelia după Sfântul Ioan. Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se întoarce, s-a ridicat de la cină și a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus a răspuns și i-a zis: Ceea ce fac eu, Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a spus: Nu-mi vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte de cu mine. Simon Petru i-a spus: Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine a făcut baie, nu trebuie să-și spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze. De aceea a spus: Nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus: Înțelegeți ce am făcut pentru voi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Adevăr, adevăr vă spun, nu este servitorul mai mare decât stăpânul său și nici trimisul mai mare decât cel care l-a trimis. Știind acestea, fericiți sunteți dacă le faceți. Cuvântul Domnului. Evanghelia după Ioan, așa cum am ascultat, relatează că înainte de a muri și de a învia pentru noi, Iisus a făcut un gest care s-a sculptat în amintirea discipolilor: spălarea picioarelor. Un gest neașteptat și tulburător, până acolo încât Petru nu voia să-l accepte. Aș vrea să mă opresc asupra cuvintelor finale ale lui Iisus: Înțelegeți ce am făcut pentru voi? Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. În acest mod, Iisus le indică discipolilor săi slujirea, drept cale de parcurs pentru a trăi credința în El și a da mărturie despre iubirea Sa. Iisus însuși a aplicat sieși imaginea slujitorului lui Dumnezeu folosită de profetul Isaia: El, care este Domnul, se face slujitor.
Spălând picioarele apostolilor, Iisus a voit să reveleze modul de a acționa a lui Dumnezeu față de noi și să dea exemplul poruncii noi de a ne iubi unii pe alții așa cum El ne-a iubit, adică dându-și viața pentru noi. Același evanghelist Ioan scrie aceasta în prima sa scrisoare: în aceasta am cunoscut iubirea, El și-a dat viața pentru noi. La fel și noi trebuie să ne dăm viețile pentru frați. Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta și adevărul. Deci, iubirea este slujirea concretă pe care o dăm unii altora. Iubirea nu înseamnă cuvinte, ci fapte și slujire. O slujire umilă, făcută în tăcere și în ascuns, așa cum însuși Iisus a spus: să nu știe stânga ta ceea ce face dreapta ta. Ea comportă a pune la dispoziție darurile pe care Duhul Sfânt ni le-a oferit pentru a putea crește comunitatea. În afară de aceasta, se exprimă în împărtășirea bunurilor materiale, pentru ca nimeni să nu fie în nevoie. Împărtășirea și dedicarea pentru cel care este în nevoie este un stil de viață pe care Dumnezeu îl sugerează și multor necreștini, drept cale de umanitate autentică. În sfârșit, să nu uităm că spălând picioarele discipolilor și cerându-le să facă la fel, Iisus ne-a invitat și să mărturisim reciproc lipsurile noastre și să ne rugăm unii pentru alții pentru a ști să ne iertăm din inimă. În acest sens, amintim cuvintele Sfântului Episcop Augustin când scria: să nu se rușineze creștinul să facă ceea ce a făcut Hristos, pentru că atunci când trupul se apleacă până la picioarele fratelui și în inimă se aprinde, sau dacă era deja, se alimentează sentimentul de umilință. Să ne iertăm reciproc greșelile noastre și să ne rugăm reciproc pentru păcatele noastre, și astfel, într-un fel, ne vom spăla picioarele unii altora. Iubirea, caritatea, este slujire. Ai ajuta pe alții, ai sluji pe alții. Există atâția oameni care își petrec viața astfel, în slujirea altora. Când tu uiți de tine însuți și de gândești la alții, aceasta este iubire. Și cu spălarea picioarelor, Domnul ne învață să fim slujitori. Mai mult, slujitori așa cum El a fost slujitor pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Așadar, a fi milostiv ca Tatăl înseamnă a-L urma pe Iisus pe calea slujirii.
să aveți în voi acea atitudine care este în Hristos Iisus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu. S-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce. Aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit un numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Inspirați de cuvintele Evangheliei și privind spre exemplul Mântuitorului, să ne rugăm. Când Iisus s-a ridicat de la masă și și-a pus hainele deoparte, Dumnezeu s-a coborât până la ultimul loc. Cine va putea să înțeleagă în acest moment măreția unui Dumnezeu care se face mic? După ce ți-ai luat hainele, Dumnezeu ia acel loc unde a domni înseamnă a sluji. Să ne rugăm împreună. Iisuse, fă-ne demn să slujim în cei săraci, care trăiesc și mor în sărăcie și foame. Prin mâinile noastre, dăruiește-le pâinea cea de toate zilele. Prin iubirea noastră, umple-i de bucurie și de pace.
Iisuse, Tu ne dăruiești trupul Tău cu adevărat prezent în pâinea eucaristică. Ajută-ne să Te recunoaștem prezent și să-Ți slujim în trupul suferind fraților noștri. Amin. De propria credință. Trimite, Doamne, lucrătorii în secerișul Tău.
lucrători în secerișul Tău, pentru ca tinerii să caute să trăiască adevărul în Hristos. Doamne, Stăpânul Viei, ascultă-ne! Pentru ca tinerii să caute voința lui Dumnezeu în viețile lor. Doamne, Stăpânul Viei, ascultă-ne! Pentru ca tinerii să asculte chemarea lui Dumnezeu de a-și încredința propria viață în slujba Bisericii. Doamne, Stăpânul Viei, ascultă-ne! Pentru ca toți preoții și persoanele consacrate să fie reînnoiți de Duhul Sfânt pentru noua evangelizare. Doamne, Stăpânul Viei, ascultă-ne! Pentru ca episcopii să se simtă întăriți în misiunea lor de păstori ai Bisericii. Doamne, Stăpânul Viei, ascultă-ne! Pentru ca întotdeauna să ne rugăm și să promovăm vocațiile. Doamne, Stăpânul Viei, ascultă-ne! Pentru ca cei care se simt chemați la Sfânta Preoție și la viața consacrată să răspundă cu generozitate. Doamne, Stăpânul Viei, ascultă-ne! Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii. Iartă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii. Ascultă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii. Miluiește-ne pe noi! Secerișul este mare, lucrătorii sunt puțini. Să ne rugăm. Iisuse, bunule păstor, Tu ne chemi să folosim fiecare darurile primite pentru a întări trupul Tău mistic. Vrem să Te urmăm acolo unde Tu vrei să îndrepți pașii noștri. Te rugăm, trimite lucrători în secerișul Tău pentru ca Evanghelia să fie vestită, săracii să fie slujiți cu iubire, cei bolnavi să fie alinați, iar poporul Tău să fie întărit prin Sfintele Sacramente. Dăruiește-i bisericii Tale credincioși laici tot mai responsabili și implicați, precum și numeroase vocații la preoție și la viața consacrată, care să colaboreze la zidirea Împărăției lui Dumnezeu în lume. Fă-ne docili pentru ca să-L lăsăm pe Duhul Tău Sfânt să acționeze în noi. Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Ne rugăm lui Iisus din preasfântul sacrament al altarului să ne ajute ca Euharistia să alimenteze zi de zi creșterea comunității noastre ecleziale, să dea sens existenței noastre și să anime modul nostru de a trăi. Să spunem împreună, Doamne, fă-ne martori ai cuvântului Tău. Doamne, fă-ne martori ai cuvântului Tău. Doamne, care i-ai chemat pe apostoli să lase toate pentru a deveni păscari de oameni, fă ca biserica să fie capabilă să își țină privirea țintită asupra Ta, pentru a fi înfocată în credință, puternică în iubire și sigură în speranță. Să ne rugăm! Doamne, fă-ne martori ai cuvântului Tău! Doamne, dăruiește rodnicie muncii pastorale a slujitorilor Tăi și umple de binecuvântare viața celor care se pregătesc să desfășoare slujiri speciale în Biserica Ta. Să ne rugăm! Doamne, fă-ne martori ai Doamne, ajută-i pe viitorii diaconi ca prin modul lor de a fi și de a trăi să vestească lumii că în mijlocul morții persistă viața, în mijlocul minciunii adevărul, în mijlocul întunericului lumina. Să ne rugăm! Doamne, fă-ne martori ai cuvântului Tău! Doamne, ajută-i pe cei care au primit chemarea la viața de preoție sau la viața consacrată, să fie cu bucurie fideli chemărilor și generoși în a-i răspunde de zi cu zi. Să ne rugăm! Doamne, fă-ne martori ai cuvântului Tău! Doamne, fă
Fă ca fiecare familie creștină să-și trăiască vocația în așa fel încât viața lor să fie o mărturie de iubire și de sfințenie, mai ales pentru copii, darul Tău cel mai de preț și rodul iubirii lor. Să ne rugăm! Doamne, fă-ne martori ai cuvântului Tău! Doamne, care ai promis bucurie de plină tuturor ucenicilor Tăi, satură cu hrana cerească pe cei săraci, bolnavi și marginalizați și nu permite să le lipsească strictul necesar de zi cu zi. Să ne rugăm! Doamne, fă-ne martori ai cuvântului Tău! Doamne, preot veșnic, te rugăm și pentru seminariștii care se află astăzi în drumul de formare, pentru ca să înainteze cu bucurie și perseverență în apropierea de Tine și, astfel, să fie tot mai asemănători cu Tine, păstorul cel bun. Să ne rugăm! Să depășim orice teamă de a ne abandona viața în mâinile Tale, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Oh,
bună pâine cerească. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, noi credem și mărturisim că Iisus Hristos, care pentru noi s-a născut din Fecioara Maria și a îndurat suferințele crucii, este prezent în preasfântul sacrament. Te rugăm, ajută-ne să sorbim din acest izvor dumnezeiesc roadele mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru.
preotului pentru jertfă și dăruire. Acum ne îndreptăm atenția noastră și vă invităm și pe dumneavoastră, iubiți credincioși, să însoțiți cu rugăciunea dumneavoastră pe acești frații noștri care stau astăzi în fața noastră și să și se pregătesc pentru slujirea diaconatului. Mâine vor primi această slujire prin mâinile episcopului, dar în această seară vor să arate și să declare în fața bisericii, în fața lui Dumnezeu, în fața comunității, ceea ce cred și apoi să facă jurământul de fidelitate, precum și declarația prin care arată că au luat act de obligațiile pe care le au odată cu primirea slujirii diaconale. Înflăcărați de dragoste pentru Hristos și întăriți prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, acum ei vor să manifeste public dorința lor de a se consacra slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Daniel, Bogdan, Marius, Ionuț, Mănuță,
Marius Ionuț Bănuță. Așa promit, așa făgăduiesc, așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și această Sfântă Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Așa promit, așa făgăduiesc, așa jur. Așa să mă ajute Dumnezeu
și această sfântă Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Așa promit, așa făgăduiesc, așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și această sfântă Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Așa promit, așa făgăduiesc, așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și această sfântă Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Așa promit, așa făgăduiesc, așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și această sfântă Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Așa promit, așa făgăduiesc, așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și această sfântă Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Așa promit, așa făgăduiesc, așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și această sfântă Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Și acum ecerpluim această profesiune de credință, jurământul de fidelitate și declarația asupra obligațiilor diaconatului, rugându-ne rugăciunea pe care Hristos ne-a încredințat-o în ziua botezului nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Și ne punem și sub protecția deosebită a Preacuratei Fecioare Maria, în sărbătoarea căreia primiți slujirea deaconatului și spunem, adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul și milocirea Ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maica Fecioară a Fecioarelor, la Tine vin și stau cemând înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace.
să